Bună și bine v-am regăsit! Am revenit astăzi cu parfumuri noi, cu noutăți, cu lansări 2024, cu La Vie Belle Elixir, pentru că am promis în comentarii că o să testez parfumul acesta și o să vin cu impresii, dar am testat mai multe, desigur, m-am axat pe noile lansări, dar am testat și ceva din 2023, ce nu testasem și îmi doream să știu. Ce voiam eu să vă mai spun? Cu ocazia aceasta am descoperit că a apărut în magazin și Elixir Love de la Da. Elisaz. Nu mă așteptam să fie deja în magazine, deci îl găsiți în Sephora. Elixir Love, spuneam eu despre el că mă interesează faptul că în acorduri arată că ar fi un parfum nati. Și mie îmi plac foarte mult alunele în parfumuri. O să discutăm imediat și Voiam să despre vă el. spun că În comunitatea pentru membri am lansat o serie de clipuri de discuții parfumate și dacă vreți și voi să intrați în această comunitate, aveți acolo la alăturete, la butonul de alăturete, mai multe tipuri de abonament și puteți să-l alegeți pe oricare dintre ele, iar eu vă răsplătesc și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, prin clipuri suplimentare și prin discuții cu voi și la un moment dat o să avem posibilitatea să vorbim în chat. Încă nu sunt atâți membri câți ar trebui să fie pentru chat, dar cu siguranță într-o zi o să discutăm mai multe acolo. Butonul de abonează-te este în continuare gratuit, clipurile mele sunt gratuite, dar dacă intrați în comunitatea de membri, se plătește acolo un abonament lunar, cel mai mic este de 4 lei. Ok, haideți să mergem mai departe și să trecem la parfumuri, la noutăți și să vorbim despre Elixir Love de la Elisab. Avem în deschidere cireșe, în mijloc iasomie, neroli și trandafir, iar în bază ambroxan, paciuli, lichen de stejar. Din toate aceste note nu reiese că acesta ar fi un parfum nati, dar na, am zis și eu că poate nu sunt toate notele listate și mă rog, și chiar nu este nati și nu mă așteptam la aroma pe care o are. Deși aroma lui de fapt chiar reiese din note. Nu am simțit cireșe. Nu știu, deschiderea nu m-a impresionat, nu mi s-a părut nimic special, trebuie oricum să-l mai testez o dată. Per total mi se pare un parfum lichenos, pământiu și mă duce cu gândul la Chloe Nomad. Dacă știți Chloe Nomad, mi se pare că seamănă destul de mult cu acela. Mie îmi dă același vibe oricum. Așteptam să fie mai fructat, mă așteptam să aibă o aromă de cireșe, nu știu, să fie o deschidere suculentă, fructată, dulce, dar nu mi s-a părut o deschidere, nu știu, pur și simplu nu mi s-a părut nimic special în deschidere, nu mi s-a părut a fi suculent. Și cam atât. Deci îmi place mai mult primul, asta ca să fie clar. O să-l mai testez odată cu siguranță și dacă cumva mi se pare diferit, o să revin cu update. Dar nu cred că este cazul. Sticla este absolut minunată. Este o sticluță superbă. Este mai frumoasă decât prima. E frumoasă. Uitați-vă și voi că o să vă pun pe ecran poze. Haideți să trecem la Vie Belle Elixir de la Lancôme. Și aici am mai multe de povestit. Avem în deschidere zmeură, lichior, bergamotă de Calabria. În mijloc avem frunză de violetă și trandafir. Iar în bază, țineți-vă bine, avem pielărie, unt de cacao și cedru. E, hai, nu este chiar așa, dar este un parfum foarte, foarte frumos. A, și dacă ne jucăm buy or pass, aș putea să zic la Elixir Love Pass, cu siguranță. Iar la Vie Belle, clar, este un buy. Mie îmi place la Vie Belle. Pot să spun că nu am simțit ADN-ul la Vie Belle în parfumul acesta. Mi se pare un parfum diferit și foarte, foarte fructat și siropos. În linii mari, zic. Haideți să intrăm puțin în detalii. Deschiderea este una siropoasă și fructată. Se simte ca un lichior de zmeură sau o dulceață de zmeură sau ce mai era, un sirop de zmeură.
Apoi, după această deschidere, se simt și niște flori. Eu parcă am simțit un iris și un iz pudrat mai apoi, un iz pudrat catifelat pe care eu nu l-am asociat neapărat cu pielea. Dar dacă acesta este izul de piele pe care vor ei să-l redea, da, este o piele plăcută, este o piele purtabilă, nu este o aromă grea, nu este ceva deranjant, e foarte plăcut. De fapt, este o aromă pudrățică, așa și plăcută. Baza este una fructată și reapare acea zmeură, dar nu atât de siropoasă, nu apare un lichior de zmeură, este chiar o zmeură, un fruct. Și pe lângă această zmeură este prezent izul acesta pudrat. Dar pot să spun că este tot așa o bază fructată, nu este neapărat cremoasă sau unctuoasă, deși mă așteptam ca untul de cacao să redea aroma aceasta de, nu știu, mă așteptam să fie o bază fructată unctuoasă, dar nu este chiar așa. Mi se pare mai degrabă că este o bază fructată și pudrată. Da, este un parfum care îmi place, place foarte, foarte mult. Și v-am zis, este un parfum siropos și dulce, este fructat cu baza aceea pudrată. Da, este un parfum de cumpărat. Și cred că merge să-l cumpărați și blind dacă vă plac parfumurile fructate, siropoase. Pot să spun așa ca să vă faceți voi o idee, imaginați-vă la bel, că el este un fructat așa siropos. Nu seamănă ca și miros, dar în zona aia de fructat siropos. Nu vreau să vă induc în eroare cu ceva, deci testați-l pentru că îl găsiți deja în Sephora și chiar sunt curioasă dacă l-ați testat, ce părere aveți voi despre el. Trecem mai departe la Gucci Flora Gorgeous Orchid. Are vanilie, orhidee vanilată și note ozonice. Este parfumul despre care mai spun unele persoane că ar fi așa cu o aromă de banană. Oare acesta este? Nu, eu pot să zic că n-am simțit asta, vă spun eu exact ce am simțit. Am simțit o deschidere vanilată și bombonicioasă. Apoi devine un parfum cremos, vanilat, floral, dulce și la un moment dat am simțit un tip de vanilie din Burberry Goddess. Așa că să vă duceți, să vă faceți voi o idee cam cum este aroma asta vanilată din bază, pentru că cam asta este. Un parfum vanilat. Are și o aromă florală, deci el are orhidee de vanilie, orhidee vanilată și cumva se simte o vanilie florală. Îmi imaginez așa niște flori galbene, cum ar fi ylang-ylangul, dar nu atât. Nu o aromă intensă de floare. Cumva floarea este în background și vanilia este în față. E plăcut, îmi place, este aerisit, este frumos, nu este nimic nou pentru mine. V-am zis, m-a dus cu gândul la Burberry Goddess, așa că să vă faceți o idee. Nu pot să zic că m-a impresionat, să știți că cel mov mi-a plăcut foarte mult, nu știu. Toată această gamă o văd cumva destul de tinerească, de, hai să zic, basic? Da, nu știu ce să zic, dar mie îmi place și cel roz foarte mult, prințesistic așa, cel Am simțit mov, iată. acolo o aromă bombonicioasă foarte, foarte frumoasă. Acesta galben este o vanilie florală, dulce, cu o deschidere bombonicioasă. Ne place, dar nu ne-a dat pe spate, cum ar veni. Haideți să trecem mai departe la un parfum de la Hermes. Se numește Un Jardin à Citere și este lansat în 2023. Sper că am pronunțat bine citere. În fine, vă scriu pe ecran ca să înțelegeți. Aici părerile sunt împărțite la modul unii îl iubesc și unii îl detestă. Și li se pare o ciudățenie. Mie mi s-a părut foarte frumos parfumul acesta, ca și note are citrice, fistic, măslin și acorduri verzi. Și eu când am văzut măslin
și fistic. M-a interesat acest măslin pentru că lemn de măslin am întâlnit eu într-un parfum și îi dă o aromă foarte, foarte plăcută. E foarte aromat. Și m-a interesat parfumul acesta și să știți că și el este un parfum foarte, foarte aromat. Fisticul nu este genul acela de fistic pe care îl găsiți în parfumul de la Kayali sau, mă rog, aici avem un fistic proaspăt și în deschidere se simte o aromă de covrigei cu ulei de măsline, niște covrigei foarte aromați, este o aromă foarte plăcută, deși sună ciudat, este proaspăt, este dulceac, parcă puțin mentolat în bază l-am simțit, nu știu. Este un parfum plăcut, potrivit pentru perioada caldă și are o aromă pe care cu greu aș putea să o descriu încât să vă faceți voi o idee. Are un iz foarte plăcut, îmi place foarte mult cum miroase parfumul acesta. Cred că acest măslin îl face să fie deosebit, este o aromă pe care eu n-am mai întâlnit-o. Nu este nici ceva bombă, wow, ceva, nu știu. Dar îmi place foarte mult. Aroma pe care o are este și proaspăt, este și dulceag. Testați un Jardin à Cîteres, nu îl cumpărați blind. Vă recomand să-l testați. Și vreau să vorbim și despre ultimele două parfumuri care sunt de la Zara. Amber Fever de la Zara. Vorbim acum despre colecția asta nouă de la Zara cu ambră. Și Amber Fever mi s-a părut cel mai puternic și cel mai interesant, cel mai frumos. Este un vanilat ambrat, puțin afumat, este dulce, este cald, potrivit pentru perioada rece și mi s-a părut că este foarte intens. Cred că și persistă foarte bine parfumul acesta. Vă recomand să-l testați. Pentru perioada rece este un parfum și frumos și accesibil. Și nu mai știu după ce este... El inspirat, dar, mă rog, nici nu contează. Doar că, dacă sunteți în căutarea unui parfum accesibil, vanilat, ambrat, vă recomand să-l testați pe acesta. Oricum, mi-a plăcut cel mai mult din toată gama. Apoi, parfumul despre care toată lumea povestește este Stellar Amber. Este parfumul inspirat din Guidance, de la Muage. Ce pot eu să vă spun, pentru că nu am testat Guidance, dar am aici o altă clonă, o să o pun aici. Față de acest parfum căruia îi uit mereu denumirea, Bain al Asrar, cel de la Zara este foarte light, este mai fresh, este nu este intens. Pentru că l-am pus pe mână și l-am pierdut foarte repede, nu prea mi-a plăcut cel de la Zara. Acesta este mult mai intens, foarte cremos. V-am zis că eu simt în acesta alune. Nu pot să zic că în Stellar Amber am simțit izul acesta de alune. Aici este ceva, am simțit ceva mai proaspăt, parcă niște flori, dar tot așa este un parfum pudrat, nu atât de nati cum este acesta, dar tot un parfum pudrat. Nu știu ce să zic, nu mi se pare ok, pentru că este destul de slăbuț așa și, na, mă rog, testați-l și pe acela. Am mai testat unul tot din această gamă, dar am simțit un trandafir și sincer nici m-am uitat. Un trandafir puternic și nu m-am mai uitat aroma aceea orientală, mă rog, nu m-am mai uitat ce este, dar cele două parfumuri sunt cele mai populare din această gamă. Amber Fever, parfumul acesta pe care l-aș și cumpăra. Nu l-am cumpărat pentru că am destule parfumuri în colecție și nu l-am mai luat și pe acesta, ca să zic așa, am foarte multe parfumuri vanilate, dar este un parfum foarte, foarte frumos. Cam atât cu parfumurile și cu ce am testat, cu noile lansări. Aștept să-mi spuneți și voi în comentarii dacă ați testat dintre aceste parfumuri și care este părerea voastră despre ele. Cu siguranță o să le mai testez și eu. Dacă este cazul, revin cu update.
Dar Ceea ce trebuia să menționez de la început este faptul că le-am testat o singură dată. L'elixir de la Lancôme, la Viebel, l-am testat pe mână. Am testat pe mână, cred că am testat pe mână chiar și parfumul de la Elisab. Stați așa să mă uit și vă spun imediat. Că am pus pe mână două parfumuri. Da, pe mână am testat Elisab Elixir Love și la Viebel l'elixir de la Lancôme. Ambele au persistat foarte bine, dar Elixir Love nu mi-a plăcut neapărat. Adică nu mai vreau un parfum lichenos în colecție pentru că am destule, nu este nimic nou pentru mine. Îmi place mai mult primul, iar cel de la La Viebel pot să zic că merită cumpărat. Este un parfum frumos, nu are ADN-ul acela La Viebel, în cazul în care nu vă place originalul, primul, cred că acesta ar putea să fie pe placul vostru. Asta în cazul în care căutați parfumuri de designer care cu siguranță sunt făcute să fie iubibile. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri și puteți să vă și alăturați dacă vreți să faceți parte din comunitatea de membri, acolo unde vin cu clipuri suplimentare, cu discuții parfumate, cu această serie pe care am lansat-o recent. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!